Jean-Marie de Beaumont a fost o figură absolut fascinantă în literatura europeană a secolului al XVIII-lea, fiind autoarea celebrei povești Frumoasa și Bestia. Jean-Marie de Beaumont s-a născut la data de 26 aprilie 1711 în orașul Rouen din Franța și a fost una dintre cele mai notabile figuri feminine ale secolului al XVIII-lea din țara sa, remarcabilă în special pentru contribuția pe care a adus-o literaturii pentru copii. Fiica lui Jean-Baptiste Le Prince și a celei de-a doua soție acestuia, Barbe Plantard, Jean-Marie a avut o viață plină de evenimente ieșite din comun, dar și de realizări. La vârsta de 11 ani, Jean-Marie și-a pierdut mama. Împreună cu sora sa mai mică, a fost încredințată spre îngrijire către două femei bogate, care le-au înscris la școala mănăstirii Ernemont din oraș. Tatăl ei s-a recăsătorit cu Anne Gautier, cu care a avut mai mulți copii, printre care și pictorul Jean-Baptiste Le Prince. După terminarea studiilor, cele două surori au rămas la mănăstire, devenind profesoare și implicându-se în educația copiilor orfani. În 1735, Jean-Marie a obținut un post de profesoară de canto pentru copiii ducelui de Lorena, Stanislau Lecinski, și s-a mutat la Lunéville. Doi ani mai târziu s-a căsătorit cu Antoine Malte, un profesor de dans dintr-o familie cunoscută de coregraf și dansator din Franța secolului al XVIII-lea. Totuși, căsătoria lor nu a fost recunoscută de biserică, iar viața de cuplu a fost plină de neînțelegeri, fiind marcată de infidelități venite din partea soțului. În cele din urmă, în anul 1744, Jean-Marie a decis să divorțeze și să plece la Londra, luându-și fiica cu ea și prezentându-o ca pe sora ei mai mică. În Anglia, Jean-Marie a lucrat ca guvernantă și profesoară de franceză și muzică pentru familii aristocrate. Ulterior, s-a căsătorit cu marchizul Grimond de Beaumont, dar soțul său a decedat în jurul anului 1755. Al treilea său mariaj a fost cu Thomas Pichon, un francez exilat în Anglia din motive politice. Contribuția literară a lui Jean-Marie de Beaumont este adesea amintită pentru adaptarea celebrei povești Frumoasa și Bestia. În 1756 a publicat o versiune un pic mai scurtă a acestei povestiri în revista Magazin des Enfants, revista copiilor, oferindu-le astfel tinerilor britanice o lecție de morală. Adaptarea pe care a făcut-o acestei povești a devenit extrem de populară și a rămas una dintre cele mai cunoscute versiuni ale basmului. Pe lângă Frumoasa și Bestia, Jean-Marie a scris și alte lucrări literare, inclusiv romanul Triumful adevărului, publicat în 1748, și o serie de broșuri și colecții de povești destinate educației tinerilor fete din familii bune. După o carieră de succes în Anglia, Jean-Marie de Beaumont s-a întors în Franța în 1763 împreună cu fiica ei și ginerele său. Ea a trăit tot restul vieții sale în Franța, stabilindu-se mai întâi în Savoia și apoi lângă Dijon. Jean-Marie de Beaumont a decedat la data de 8 septembrie 1780, având la acea vreme vârsta de 69 de ani, dar lăsând în urmă o moștenire literară de lungă durată. Moștenirea lui Jean-Marie de Beaumont este adesea amintită în mare parte pentru contribuția sa semnificativă la literatura europeană a secolului al XVIII-lea, mai ales atunci când vorbim despre poveștile pentru copii, însă nu numai. Lucrările sale au fost traduse și adaptate în întreaga lume, iar Frumoasa și Bestia rămâne una dintre cele mai iubite și reprezentative povești din literatura europeană, fiind transpuse în desene animate, dar și în lungmetraje live action, ce au beneficiat de un succes uriaș la public, la rândul lor, atunci când au fost lansate.